Ce să vă spun, dacă tot ne-am adunat să spunem povești, trebuie să vă spun că sunt alături de doi domni pe care abia astăzi i-am văzut față în față de foarte aproape. Vlad este, habar n-ai ce o să spun acum, Vlad este cel de care este legată poate una dintre cele mai puternice amintiri din cariera mea profesională. Ne face, după cum bine știți, mai mult decât așa. E un excepțional traducător și unul dintre cei mai talentați scriitori români, Radu Paraschivescu. Vlad Petreanu, luați-l la întrebări, pentru că de asta v-au fost aduși astăzi aici. Deși cred că ar trebui să începem noi prin a povesti un pic de ce și cum ne vom petrece noi o parte din viață împreună, pentru că am plecat cumva pe drumuri diferite și pe aceeași cărare în căutare de ce. Voi ați umblat deja mai mult decât mine. Vlad? Bună ziua, mulțumesc foarte frumos că ați venit. Îmi dau seama cât de tare se aude asta. O să încerc să vorbesc așa cu el. Nu știu cât știți despre acest proiect care se cheamă Biblionet. Poate că Monica trebuia să vă spună mai multe. O să o întreb eu câteva date. Deci, vă rog să vă imaginați că în țara asta, în care banii se cheltuiesc în mare parte doar pentru interes personal, cineva de foarte departe vine și cheltuiește 24 de milioane de dolari, dacă nu mă înșel, 26 de milioane de dolari în România, începând din 2008 încoace, ca să utileze cu computere toate bibliotecile publice din România, și să trăinuiască sau să antreneze sau să, mă rog, învețe bibliotecarii din aceste biblioteci publice să lucreze cu asta, cu calculatoarele. Scopul fiind de a transforma biblioteca din ceea ce, cum să spun, la limită este un depozit de carte, de a-l transforma într-un loc public cu valențe socioculturale în care oamenii vin și descoperă lumea. Proiectul ăsta despre care eu am aflat în urmă cu ceva ani, pe vremea când lucram la o emisiune de publicistică, mi s-a părut atât de straniu în țara asta, încât atunci am acceptat ca un reporter, Anca Grădinaru, să facă un film despre asta, film care s-a și difuzat. Și n-am mai știut nimic despre proiectul Biblionet, pentru că, din păcate, despre astfel de lucruri bizare, despre astfel de bizarerii în România, nu se scrie. Se scrie foarte mult despre cu totul alt gen de bizarerii. În toamnă, când ne-am întâlnit Sabina, la sfârșitul anului trecut, am fost căutat și întrebat, uite, proiectul ăla se apropie de sfârșit. Sunt câteva mii, 3.000, nu? 3.000 de biblioteci care au fost deja utilate cu internet. Zi mai 1.500, ok, 1.500. Au fost deja utilate cu internet și schimbă destine. Nu vrei să încerci să scrii despre asta? Și am zis da, înainte să-mi dau seama în ce mă bag, pentru că în proiectul ăsta sunt niște oameni cu semnături puternice, sunt scriitori, sunt, cum să spun, creatori de conținut și sunt și eu un blogger. Dar pentru mine e o experiență formidabilă. Pentru că încercați să vă puneți în locul oamenilor din satele, comunele, localitățile în care se întâmplă asta, în care biblioteca publică devine un loc în care există internet și calculatoare la care ei au acces. Deodată, pentru acești oameni, pentru care lumea s-a sfârșit din totdeauna, la 20 de kilometri distanță, la 30 de kilometri distanță, la primul deal, la primul munte, la primul oraș, la cel mai apropiat oraș, pentru acești oameni, întreaga lume a devenit accesibilă. Oamenii se duc la bibliotecile publice utilate cu computere și internet ca să facă următoarele lucruri. Să-și găsească copiii care au plecat în străinătate cu 20 de ani în urmă și despre care nu mai știau nimic. Să-și regăsească frații care la un moment dat fusese răluați de un părinte dintr-o familie dezorganizată și despre care la fel nu se mai știa nimic de 6 ani. Să-și găsească loc de muncă, să-și vadă pentru prima dată nepoții, să vorbească pentru prima dată cu nepoții lor, printr-o cutie magică. Bătrânii spun, mamă, dă televizorul mai tare când văd desktop-ul de la calculator pe Skype. Să-și vândă produsele. Au
aproape activități de cercetare științifică. Dacă vă puteți imagina, ieri, de exemplu, am cunoscut într-un sat din Gorj un paznic de noapte la drumurile județene. Dacă nu știați, există paznici de noapte la drumurile județene. Există paznici la drumurile județene. Am cunoscut un paznic de noapte la drumurile județene care este stupar, crește albine, dar în același timp încearcă să aclimatizeze în România niște arbori meliferi despre care îmi spune pe numele latinesc, care produc mult sau ajută la producerea mult mai multă cantitate de miere, este interesat de cum ar putea să micelizeze, cred că se zice, să crească trufe. N-a mâncat în viața lui o trufă, dar este interesat și cercetează la internet în ce mod ar putea să adapteze trufele franțuzești pe arborii lui Edvigia, nu știu cum, Dumnezeului, astfel încât să facă și el trufe. Crește pești în Heleștee, dar pe care nu-i vinde, că e prea complicat. Îi mănâncă el cu familia lui și de la toată lumea de prin sat. Ăsta este un tip, e în corespondențe cu tot soiul de membri ai Academiei, de profesori de pe la București, le cere păreri. Astea sunt lucruri posibile deodată. Sunt foarte multe povești și mă bucur foarte mult, în primul rând, că există proiectul ăsta în România. E semn că pe aici, pe acolo, se mai schimbă lucrurile și în bine. Îmi pare numai rău că mecenatul în țara asta este o chestie, rămâne după atâția ani, rămâne o chestie atât de bizară și de rară și nemai întâlnită. A trebuit să vină Bill Gates împreună cu Melinda să cheltuiască 26 de milioane de dolari și aș fi vrut foarte mult să fie și un om de afaceri din România care să cheltuiască și el, nu știu, ceva într-un astfel de proiect. Numai ca să schimbe în bine o comunitate. Astea sunt schimbări care se văd încep azi și ale căror rezultate le vom vedea peste 10 ani, 20 de ani, dacă vom mai apuca să vedem. Unii dintre cei tineri vor apuca. E ca la școală. Școala bine făcută azi înseamnă că peste 20 de ani unii oameni vor trăi mai bine. E o investiție pe termen lung.